Ea este prietena mea și vreau să-ți fac cunoștință cu ea. Pentru că poate de mâine, de astăzi, de poi mâine, îmi doresc să fie și prietena ta. Eliza. Eliza este voluntar. Eliza este femeie, poate ca și tine. Eliza este iubită, poate ca și tine. Eliza suferă sau iubește. Eliza crede în Dumnezeu. Eliza ajută copiii sărmani, poate ca și tine, sper ca și tine. Îi îngrijește, îi învață să vorbească, îi învață să comunice. Eliza călătorește, miroase flori, doarme, mănâncă, bea, face lucrurile pe care noi toți le facem. Însă, ce aș vrea să știi e că Eliza de la 2 ani de zile, la vârsta de 2 ani, a rămas fără auzi. De pentru care îți propun să aflăm cine e Eliza.